De sâmbătă se va face un comitet executiv la nivel de federație și sigur vom ști foarte clar în ce ligă suntem. Eu cam încredere că o să fim în Liga 2. Povestea singurei echipe de fotbal din Tâmbovița, Chindia Târgoviște, care a debutat în Liga 2, se apropie de sfârșit. Echipa a început să se destrame la propriu de când s-a încheiat acest retur de campionat, după ce au părăsit formația 6 jucători. Nu 6 jucători au plecat, 4 la Viitorul Constanța, Băluță, Șerban, Rădui și Mihescu, un jucător la Botoșan, Perianu Portaru, și fundașul Stâmbușul la Universitatea Craiova. Mai mult decât atât, tehnicianul Silviu Dumitrescu nu știe în momentul de față cu cine va juca sezonul următor, care este bugetul disponibil și, mai mult, liga în care va evolua. Contează enorm de mult în ce ligă o să fim. Depinde enorm de mult planul de pregătire în funcție de ce ligă suntem. Pentru că, de exemplu, Liga 3 începe pe 16 august, iar Liga 2 pe 7 septembrie. Deci e diferență, trebuie să spun între ele. Și e foarte important lucrul ăsta. Pentru că îndată trebuie să facem un buget. Să avem un buget, să putem, eu știu, să ne așezăm la masă, să renoim contracte, pentru că mulți jucători au terminat contractele. Și până nu ai, eu știu, un buget clar, niște condiții de cazare, de masă clare. Însă, în ciuda acestor întrebări fără răspuns, Silviu Dumitrescu, omul care a fost alături de Chindia Târgoviște, a înregistrat cea mai importantă performanță în sezonul 1995-1996, promovând pe prima scenă a fotbalului, vrea să se dedice în continuare echipei. Mă leagă atâtea lucruri de echipa asta în care n-aș putea să zic nu niciodată. Făcând o analiză a situației critice cu care se confruntă Chindia Târgoviște, Silviu Dumitrescu a concluzionat obiectiv. Probabil de aici a plecat toate problemele, de la lipsă de colaborare, și sigur dacă toți suntem vinovați pentru situația în care s-a ajuns la ora.